Astăzi, 8 mai, se împlinesc 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Internaționale, când acel domn Henri Dunant, a cui zi de naștere este, a înființat o organizație de salvare a răniților de pe câmpul de luptă. Pe parcurs, Crucea Roșie Internaționale are peste 189 de țări membre, între care și Crucea Roșie Română. Această activitate pe care o desfășurăm acum, ne-am gândit să ne întâlnim cu voluntarele filialei care au fost cele mai devotate și de cel mai mult timp alături de noi. Sunt doamne doctor, asistente medicale, care au participat de peste 30-40 de ani în activitate de voluntariat la Crucea Roșie. Tot cu ocazia acestei zile, tinerii voluntari au fost și au distribuit produse cosmetice în centrele de vârstnici din Arad, la Căminul Social din Alfa, la Centrul de Copii cu Dizabilități de la Direcția de Asistență Comunitară a Primăriei și în perioada zilelor următoare distribuim alimente pentru persoane vulnerabile. Dorim ca prin aceste activități să arătăm că este o zi deosebită în istoria Crucii Roșii Mondiale, care este o organizație umanitară cea mai mare, după câte știm noi, în lume, care intervine atât în caz de dezastre cât și în caz de conflicte armate. Să sperăm că la noi nu va fi cazul. Noi mai mult am ajutat în situații de dezastre alte județe care au avut nevoie anul trecut la inundații și la ger. Suntem într-un sediu nou, cum s-a întâmplat această rocadă, această mutare, de ce mai aveți nevoie, cum vă simțiți aici? Eu am preluat conducerea Crucii Roșii de peste 12 ani de zile. Întotdeauna mi-am dorit să avem un sediu mai mare, în afară de acea încăpere pe care am avut-o până acum. Necesitate care e nevoie pentru activitatea complexă pe care o desfășurăm. Noi avem peste 140 de voluntari ai filialei în județul Arad. Voluntarii trebuie să se întâlnească, să aibă loc de a-și compune proiecte, campanii, avem posibilitatea de a ține cursuri și mulțumim autorităților publice locale, Consiliului Local Municipal, care ne-a repartizat anul trecut acest sediu. Este o clădire cu mai multe încăperi, care ne asigură o bună desfășurare a activității. Am mulțumim tuturor sponsorilor și donatorilor care au fost alături de noi de am putut să o punem la punct și să o facem locuibilă. Actualmente ne-am mutat de 2 luni în acest sediu și deja desfășurăm activități continue în el. Câteva planuri de viitor, câteva perspective. Cum vin voluntarii și ce v-ați dori de la ei? Voluntarii vin începând din rândul claselor liceale, continuând cu studenții și terminând cu pensionarii care sunt alături de noi. Tinerii voluntari sunt foarte dornici de acțiuni. Noi încercăm să le coordonăm în limita posibilităților financiare pe care le avem. În viitorul apropiat începem concursurile sanitare precepuți pe toată raza județului și o terminăm în data de 30 cu o fază națională. Urmează instruire și pregătire detașamente de dezastre la concursul zonal, unde sperăm să luăm și anul ăsta un loc întâi și să mergem la faza națională. Avem o campanie în derulare, Banca de Alimente, care se desfășoară în 2 marketuri mari din Arad. Din păcate, aici nu avem realizări prea bune pentru că donatorii au început să scadă. Asta poate și posibil nivelului de trai care este. Continuăm cu proiecte de cursuri de prim ajutor, dorim să facem persoane fizice și persoane juridice, deschidem curs de surori voluntare de Cruce Roșie, a care termină o pregătire în îngrijirea bolnavilor. În perspectivă, dorim să accesăm și alte proiecte, toate sunt și axate pe teme de educație de sănătate, am fost în școli, am vorbit despre igienă, am vorbit cu medici stomatologi despre cum trebuie să se facă igiena dinților. Vedem ce idei au tinerii și noi ne vom axa pe ele și le vom finaliza. Optimistă sau pesimistă în ceea ce privește viitorul apropiat și cel mai îndepărtat? Eu, în general, sunt o fire foarte optimistă, însă tot optimismul în activitate de Cruce Roșie se bazează pe acel cont bancar, care e susținerea financiară a tuturor activităților și care, din păcate, în ultimii ani este tot mai subțire. A scăzut numărul sponsorilor, a donatorilor, a persoanelor fizice care doresc să contribuie în urnele mobile pe care le avem instalate în oraș. Și cu Comitetul Județean, cu conducerea filialei și cu domnii vicepreședinți și președinți, încercăm să impulsionăm această activitate ca să ne susținem și în viitor activitatea la același nivel. Ce înseamnă educația în sănătate și cât accent se pune în zilele noastre pe această educație, care sunt deficiențele majore? Unde ar trebui să fim mai atenți? Educația pentru sănătate este un element esențial pentru sănătatea publică, pentru sănătatea oamenilor, pentru că este mult mai ușor
să previi decât să tratezi. Este un vechi dicton care este mai actual ca oricând, astăzi când fondurile pentru sănătate sunt foarte mici. Deci este foarte important să reușim să educăm, în special generația tânără, dar și oamenii adulți, să învățăm cum să-și păstreze sănătatea, cum să ajungă la o vârstă cât mai înaintată, sănătoși, să aibă o bătrânețe frumoasă și sănătoasă. Din păcate, cu trecerea anilor, accentul care s-a pus inițial pe educația pentru sănătate a scăzut, probabil datorită crizei. Banii pe care îi avem pentru a putea face acțiuni, pentru a putea ajunge la cât mai mulți oameni cu informațiile noastre, banii pentru a tipări pliante, postere și alte materiale informative pe care să le distribuim către populație sunt din ce în ce mai puțini. Avem noroc că cu ajutorul voluntarilor de Cruce Roșie, cu ajutorul altor voluntari, studenții mediciniști, de exemplu, elevii chiar, reușim să facem totuși acțiuni, să promovăm un stil de viață sănătos în rândul populației. Eu am terminat post-liceal sanitară și am fost repartizată, pe atunci îi spunea Spitalul Municipal Arad, era singurul spital în Arad, în 1959. Am fost prima promoție de asistente medicale și am început activitatea la Spitalul Municipal, dar deja ne-or încadrat și ca membre de Cruce Roșie, chiar vreau să spun. Deci pot să spun că din 1960 eu activez pe linie de Cruce Roșie. Mi-am urmat activitatea și din 1972 am fost nominalizată ca și secretar de Cruce Roșie la Comitetul Județean Municipal de Cruce Roșie Arad. Și atunci am avut o serie de activități în întreprinderi, instituții, în școli de educație sanitară și toate erau voluntare aceste activități. Și încercam să adunăm lume, duceam personal medical care le vorbea, diferite demonstrații de prim ajutor. Și niciodată nu ne-am pus problema că nu s-ar putea face voluntar aceste acțiuni. Și mai ales de prim ajutor, foarte mult s-a insistat pe cursurile de prim ajutor, pe posturile de prim ajutor din întreprinderi, instituții. Și am continuat această activitate până în 1994, când m-am pensionat. După pensionare, doamna Cuvineanu mă mai cheamă la acțiuni și cu multă, multă plăcere răspund la solicitările Crucii Roșii. Și îmi face deosebită plăcere ca să activez și în continuare. Și sper ca și tineretul de astăzi să facă tot voluntariat cum am făcut noi, cei care suntem garda mai de demult. Și eu cred că cu timpul se ajunge la această activitate. Activitatea pe care o desfășoară doamna Cuvineanu și Comitetul Județean de Cruce Roșie Arad este, eu spun, deosebită. Și mă bucur că avem un demn urmaș aici de activiști de Cruce Roșie și le doresc din tot sufletul succes și mai ales sănătate să poată face cât mai multe lucruri bune, să ajute cât mai multă lumea.